Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii De Facto. Au rămas zile numărate până la consumarea ultimului act al acestor alegeri, turul 2 al alegerilor prezidențiale, în care se vor confrunta Maia Sandu și Alexandru Stoianoglo. Vrem să discutăm despre tot ce se întâmplă în jurul acestui eveniment. I-am invitat în studio pe Ian Lesnevski, directorul companiei Intele Group. Bună seara, domnule Lesnevski. Bună seara. Și având în vedere că în ultimul timp am consemnat câteva declarații a domnului Filat, dar am decis să-l invităm pe Sergiu Burlacu, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, ca să ne explice cum gândește dreapta această situație de politică destul de complicată. Eu propun totuși să începem cu evenimentele consumate recent, în primul rând cu dezbaterele electorale, care au avut loc în prima fază, s-au întâlnit față în față Maia Sandu cu Alexandru Stoianoglo pe un teren neutru, fără moderatori. Această dezbatere a fost comentată pe larg de către public. După asta a mai avut loc o dezbatere la Moldova 1, dar acolo s-a prezentat doar Maia Sandu, fără contracandidatul ei, Alexandru Stoianoglo, însă a fost, din câte înțeleg, însoțită de diversi lideri de opinie, despre care unii spun că sunt independenți, alții spun că sunt adepții Maia Sandu. Eu aș vrea să discutăm un pic despre acest ciclu de dezbateri. Propun să începem cu domnul Lesnevski, pentru că sunteți politehnolog și că probabil ați analizat desfășurarea acestor dezbateri. Putem vorbi că cineva a câștigat și cineva a pierdut ca urmare a discuției care a avut loc între Maia Sandu și Alexandru Stoianoglo față în față? Nu putem vorbi, deoarece, din punctul meu de vedere, a fost o mimare sau imitare a dezbaterilor. Ca tare, dezbaterile nu au avut loc, dar dumneavoastră ziceți că da, au fost lideri de opinie, independenți. Mie îmi pare că dacă ar fi posibil de găsit acest lider de opinie independent sau jurnalist, totuși noi aș avea un moderator care cumva va modera situația dezbaterilor, va face referiri la cifre adevărate, pentru că în prima parte, da, primele dezbateri, noi am văzut cum și doamna Maia Sandu, domnul Stoianoglo, aduceau unele argumente care, de fapt, societatea trebuie să le primească așa. Adică nu era un moderator, o persoană care cumva să taxeze dacă informația nu corespunde și practic a demonstrat doar că societatea noastră este dezbinată radical. Cei care susțineau pe Maia Sandu au zis că ea a câștigat, cei care susținut pe domnul Stoianoglo au zis că el a câștigat, iar în mare parte nu au fost deschise toate semnele de întrebare, pentru că iarăși eu m-am așteptat de la aceste dezbateri că candidații vor veni și vor arăta modelarea viitorii țării, viitorul Republicii Moldova, așa cum ei o văd, cum vor rezolva cele probleme cu care noi ne confruntăm 30 de ani, cum vor influența, da, parlamentul, guvernul, cum va realiza ceea ce promitei. Acest lucru eu n-am văzut. Adică practic, ambii au avut prestații sub așteptări? Bine, da, ambii. Chiar ambii. Chiar și domnul Stoianoglo și doamna Maia Sandu. De la doamna Maia Sandu, bine, posibil că această situație la mine a rămas, pentru că nu au fost mari așteptări. Practic, toate mesajele cu care a venit doamna Maia Sandu, noi am văzut-o pe parcursul campaniei electorale. Nimic nou nu s-a văzut. Da, domnul Stoianoglo a încercat să fie mai diplomatic, dar este o problemă. Poți să fii diplomatic atunci când ești într-o societate destul de pregătită politic și informațional. La noi, totuși, în Republica Moldova, foarte mult contează emoțiile. Da? Și în momentul dat, noi am văzut încercări și din partea unui candidat și din partea altui la provocare la emoții. Da? A fost totuși aceste învinuiri, da, de grupări criminale, de altele, iarăși. Până la urmă, nu este clar cine sunt aceste persoane, mai ales la doamna Maia Sandu. Este președinte actual, este candidatul sau este procuror? Adică chiar și mesajele care au fost făcute în ziua alegerilor, primul tur, mie mi-a părut destul de stranii pentru un proces democratic. Pentru că, iarăși, este mesajul candidatului care presupune că da, au fost falsificați sau nu au fost. Și de ce? Eu nu cred că cumva cei indiciși,
un mare procent de decis, cumva a influențat aceste dezbateri asupra lor și ei au luat o decizie sau altă. Mi îmi pare că societatea a rămas la același nivel, a rămas dezbinată, iar bine, dezbaterele care au fost la Moldova 1, noi am vorbit deja de încredere în televiziunile, adică a fost practic distrus și nu cred că au privit foarte multe lume. Domnul Burlacu, dumneavoastră, cum ați urmărit această dezbatere? Cu siguranță ați privit-o. Era interesant din perspectiva reprezentanților partidelor pro-europene că și domnul Stoianoglu nu-și declina apartenența la această tabără pro-europeană. A spus că... Deci ambii evoluau practic de pe aceleași poziții pro-europene. Nu era un antagonism pro-european, anti-european, doar că Maia Sandu spunea că această abordare domnul Stoianoglu este un fel de cal troian, ăsta era termenul. Dumneavoastră, ce spuneți despre aceste lupte? Cu siguranță, cu toții am avut așteptări mari de la aceste dezbateri. Probabil lumea și-a creat mai multe iluzii. Realitatea este așa cum ea este. Și cum am avut așteptări de la doamna guvernare, doamna președintă, ca domnia sa să prezinte inclusiv și un raport a activității sale pe perioada unui mandat de plin. Spre regret, comportamentul domniei sale mai mult a apărut de parcă s-ar fi aflat în opoziție. În același timp, mesajele transmise, exact precum a vorbit domnul Lisnevski, au provocat mult zgomot, care a dezbinat și mai mult societatea, iar efectul acestor dezbateri a fost unul minim. Deși, într-adevăr, au fost transmise anumite mesaje pentru societate, eu cred că este clar că ambii concurenți sau candidați susțin, cel puțin declarativ, parcursul european al Republicii Moldova. Eu cred că a fost o greșeală a doamnei Sandu să eticheteze pe cineva mai pro-european și pe altul mai puțin pro-european. Bun, dar asta îi fac mereu. Cine este european adevărat, cine autentic. Nu este autentic. Asta, la un moment oarecare, îi face pe cetățeni să rămână supărați. Pentru că asta este tipic modalității lor de a percepe societatea și a diferenția între buni și răi. Și în același timp nu prea privesc în propria tabără, unde sunt oameni absolut diferiți. Dar mai are rost să se organizeze dezbateri? Dumneavoastră, mai simțiți nevoia unei confruntări? Pentru că domnul Stoianoglu a spus că practic sau nu mai are rost. Trebuie să ținem totuși cont de faptul care sunt atribuțiile constituționale a unui președinte. Eu aș fi vrut să văd dezbateri legate de programe, legate de probleme și soluții, probleme care se confruntă zilnic societatea noastră. Pentru că președintele, în mod normal, ar trebui să fie un lider național care transmite mesaje, care încurajează populația, care dă o speranță societății. Eu nu cred că chiar dacă ar avea loc încă o rundă de dezbateri, noi am vedea o alt fel de comportament din partea unuia sau altuia. Da. E clar, dar atunci îl întreb pe domnul Lisnevski, oamenii când vor vota ziua de duminică, vor ști, inclusiv datorită acestor dezbateri, dar și întregii campanii electorale, pe cine votează. Ei știu who is Maia Sandu și ei știu who is Mr. Stoianoglu. Nu cred că. Totuși, votul va fi emoțional, votul va fi contra cuiva, da, unui candidat sau altul. Cu părere de rău, nu s-a întâmplat aceea ce noi am vorbit deja, practic, ultimii ani, 2 ani, 3 ani, despre cultura politică, când electoratul trebuie să analizeze candidatul, posibilitățile lor și faptul că el nu minte. Pentru că e foarte interesant când noi vorbim, da, pro-european, contra. Eu n-am văzut candidați pro-europeni. Eu la aceste dezbateri... Cum asta, domnul Lisnevski? Bine, haideți să presupunem, da?
Dar mai Sandu, au venit parte... Ursula von der Leyen și a promis nu știu câte miliarde de euro. Trebuie să devii membru Uniunii Europene, asta nu înseamnă să iei credite, asta nu înseamnă să mergi cu drapelul, asta nu înseamnă să zici că tu ești proiect. Asta înseamnă că unele lucruri spre dezvoltare. Primul fapt, ca să fii pro-european, trebuie să înțelegi ce se întâmplă în geopolitică. Eu n-am văzut că niciun candidat să se priceapă în geopolitică. Noi, la momentul dat, nu putem vorbi că mergem la vest, mergem la sud. Geografic, noi suntem într-un moment spre relațiile cu Uniunea Europeană. Aici noi putem să alegem metoda, iar dacă liderul sau candidatul se pricep, el poate să aleagă metoda. După metoda Ungariei, după metoda că el înțelege că noi suntem într-o lume geopolitică în care există mai multe poluri. Există China, există India, există Turcia. Vă place metoda Ungariei, dar mai Sandu nu-i place această metodă. Și nu știu care liderul este nu că nu-i place, liderul este responsabil să privină situația care va fi viitorul de mâini și să adapteze țara sau politica externă sub acest viitor. Asta este Republica. Uitați-vă, foarte mulți vorbesc despre pactul Molotov-Ribbentrop. Ce părere au avut atunci politicienii moldoveni sau poporul moldovenesc despre această... Nimeni nu știe și nimeni nu i-a întrebat. Eu nu cred că de este actual acum discuția nu, despre... De ce nu i-a întrebat? Pentru că în mare parte la noi merge metoda că divizare. A, pro-europeni, anti-europeni și calul Traian. Aici este... Eu cred că există calul acest Traian. Haideți să vedem, presupunem. Rusia nu dorește Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană, da? Care este scopul, da, de exemplu, Rusiei? Discreditarea vectorului pro-european. Cine poate să discrediteze vectorul pro-european? Cine a combinat referendumul cu alegerile? Ok, dumneavoastră vreți să spuneți cauza că cui... Maesandu este bine. Calul Traian, mi se pare și evident, asta. Evident, că... pentru că iarăși unele greșeli pot aduc și noi am vorbit un an, 11 luni în urmă, noi am vorbit că combinarea aceasta referendumului care... Se zice că este pro-european cu alegerile politice, politice va discredita anume acest vector. Și noi ce avem acum? Da, în loc de 60 de susținere, 50 de susținere. Da, e interesantă idee. Eu cumva nu m-aș aventura să o declar pe Maia Sandu dușmanul vectorului european și calul este Traian al Rusiei, Republica Moldova. Maia Sandu presupune că stă în oglob. Da, asta s-a făcut dumneavoastră și aveți tot dreptul. În acest context, domnul Rac, am văzut o declarație liderului de partid, domnul Vlad Filat, partidului dumneavoastră, în care el sugerează cam același lucru pe care l-a spus și domnul Lisnevski acum. A spus următoarele. Îndemnul meu pentru regimul Maia Sandu este lăsați integrarea europeană în pace și nu mai manipulați oamenii. Voi nu aveți nicio treabă cu integrarea europeană și asociindu-vă cu acest proces, doar îl compromiteți. Cumva dă de înțeles ce a spus domnul Lisnevski mergând mai departe, că de fapt s-au făcut jocul Rusiei cu acest referendum. Dumneavoastră sunteți de acord cu părerea? Eu nu aș da calificativ că voluntar sau conștient guvernarea PAS sau doamna Sandu face joc cu Rusiei, pentru că multe lucruri ei le fac inconștient și, asta cred și eu, că... aducând mai mult rău societății. Jumătate de an în urmă, în cadrul unei emisiuni, am sugerat insistent guvernanților să nu se asocieze cu vectorul european și cu Uniunea Europeană. Pentru că toată activitatea lor se asociază cu emoții pozitive, negative, se asociază cu rezultate nefavorabile. Toate aceste rezultate proaste, fiind percepute și echivalate cu PAS, în momentul în care PAS încearcă să se asocieze exclusiv cu Uniunea Europeană, aduce mai mult rău acestui vector și spiritului național de tendință pro-europeană. Noi am recomandat și am cerut insistent guvernanților să se refuze de ideea organizării acestui referendum. Și la ce am ajuns? Am ajuns la etapa că diferența între votul da și împotrivă este de doar 13.000 de oameni. În fiecare platou televizat, forțele pro-ruse vor aduce argumentul său prin care vor spune că, păi bine, dacă în Federația Rusă ar fi existat nu două, dar cinci secții de votare, rezultatul ar fi
total diferit. Un alt argument este boicotul, că cei care au boicotat puteau să voteze nu și atunci, la fel, rezultatul ar fi fost diferit. În acest context, eu le sugerez, inclusiv prin prisma declarației liderului PLDM, domnul Filat, actualei încă conduceri politice a Republicii Moldova, să se lase de acest exclusivism de asociere cu Uniunea Europeană, no, și să înțeleagă odată și odată ce înseamnă să fii om de stat, om responsabil și să nu dăunezi propriilor cetățeni. Vom reveni și la o altă replică, apropo despre om de stat a domnului Filat, declarație. Dar aici aș vrea să-l întreb, continuând ideea referendumului, care e strâns legată de turul 2 al alegerilor prezidențiale, vreau să vă întreb, domnul Lisnevski, dacă ca sociolog v-ați așteptat la un asemenea rezultat? Da, dumneavoastră ați avertizat ceva timp în urmă că referendumul nu este o idee fericită, dar nimeni nu v-a crezut. Nici eu nu v-am crezut atunci. Și cu atât mai bun, nu contează ce cred eu, contează guvernarea, pentru că ei au venit cu această idee, ei eu considerau că vor câștiga lejer acest referendum și s-au înșelat. Dar dumneavoastră aveați aceste cifre, pentru că mult s-a vorbit despre sondaje, despre totuși majoritatea sondajelor îi dădeau câștigători pe guvernanță în problema referendumului. Câștigători. Noi 10 sau 11 luni în urmă am avertizat și am arătat în cifre că mare parte o politică internă greșită poate afecta direcția, susținerea vectorului pro-european. Noi am avertizat că, de fapt, folosirea în scopuri personale, politice, a subiectului integrării europene poate fi afectată și scăderea încrederii merge destul de brusc. Anul trecut, încrederea în vectorul, procesul integrării europene a scăzut cu 10%. Asta nu înseamnă că lumea mai mult nu dorește. Asta înseamnă că ei deja s-au dezamăgit. Ei n-au văzut reforme justiției. Ei n-au văzut, de exemplu, creșterea bunăstării care este în Uniunea Europeană. Ei n-au văzut acele modificări. Evident, pentru un candidat era, din punct de vedere tehnologiilor politice, pozitiv pentru el, iarăși personal, să folosească acest referendum ca să tragă, de exemplu, procentul sau destul de din profitat și a primit destul, a suferit integrarea europeană și noi despre aceste lucruri. Noi ne-am așteptat că posibil că nu se întâmple acest scenariu cel mai grav, dar cu părere de rău asta și s-a întâmplat, pentru că iarăși, atunci când noi vorbim despre integrarea europeană, noi trebuie să înțelegem că cetățenii, în primul rând, așteaptă de la doamna Maia Sandu sau de la guvernare unele rezultate. Dar ce a văzut ultimul timp societatea? Societatea a văzut, da, unele totuși erau încercări, da, să modifice și politica internă. Dar au văzut majorarea cu 90 milioane de lei salariile miniștrilor, au văzut că mare parte guvernarea este implicată în alegeri, adică noi 2 ani guvernul nu funcționa. El nu funcționează. Păi, dar ei spun, apropo, cumva se sugerează că în cazul în care rezultatul nu va fi chiar bun, dar poate chiar dacă va câștiga Maia Sandu, ei se vor debarasa de acest guvern ca să găsească vinovatul. Evident, noi am discutat încă și un an în urmă, dacă țineți minte, la o altă emisiune. Scurt, vă rog, ca să când doamna Gavriliță a plecat din funcție, este această metodă, da, ca să schimb, de exemplu, prim-ministru sau miniștrilor. Probabil că după alegeri nu contează cum va fi rezultatul, vor fi schimbați câteva miniștri care au totuși un antirednic foarte înalt, pentru că, iarăși, dacă câștigă doamna Maia Sandu, asta nu înseamnă că va fi bine pentru partidul PAS. Noi intrăm iar în perioadă destul de complicată, de iarnă, unde iar vor fi achitate facturile. În Europa, în lume, este o criză cu care e foarte complicat de luptat. Candidații și președintele și guvernul nu știe cu adevărat cum să atragă investițiile în Republica Moldova și, evident, ratingul partidului PAS până la primăvară, când ei vor încerca să facă alegeri anticipate, va scade. Aici nici nu poți să știi ce este mai bine pentru PAS, să câștige Maia Sandu sau să piardă, din logica dumneavoastră. Noi un pic vom zăbovi asupra acestor gânduri, dar haideți un pic să discutăm despre șansele ambelor candidați în turul 2. Sigur că va decide alegătorii, însă pornind de la datele pe care le avem acum, care sunt pe masă,
Domnul Burlacu, tot liderul dumneavoastră, Vlad Filat, într-o altă declarație, cumva sugerează care va fi rezultatul acestor alegeri și v-aș ruga să un pic să meditați pe marginea celor spuse. Domnul Filat spune următoarele. De aceea vă rog frumos, doamna Maia Sandu, să nu dramatizați, să nu isterizați societatea și să acceptați rezultatul care urmează să survină în urma alegerilor. Evident că și atunci, voi încheia citat, și atunci veți fi nu doar un președinte și fostă președinte PAS, dar o persoană care ați demonstrat că sunteți om de stat. Aici ideea omului de stat, el, Filat, se referă la pasul lui din 2013, atunci când a fost demis în urma scandalului de la Pădurea Domnească, a fost demis cabinetul lui și el a fost convins, adică a fost o decizie a lui, dar inclusiv a fost regat de Maia Sandu să nu pretindă la funcția de prim-ministru într-un nou cabinet. Domnul Filat aici cumva sugerează care este rezultatul. Nu vi se pare că cum face aluzie că ar putea Maia Sandu să piardă și să accepte acest rezultat? Pentru că dacă ea câștigă, evident că el va accepta. Ar putea să piardă doamna Sandu, ar putea să câștige domnul Stoianoglu. Sau invers, ar putea să piardă domnul Stoianoglu și ar putea să câștige doamna Sandu. Până la urmă, decizia o ia măria sa electorată. Evident, dar interesant cum... În acest context de idei, este arhi-important păstrarea păcii în societate. Ținând cont de ura care domină și bântuie azi în societate, oricine ar veni la putere, este importantă transmiterea pe cale pașnică a puterii. Se va face? Sper foarte mult că cugetul va lua supremația asupra emoțiilor și intereselor înguste, personale sau de partid. Pentru că în altă condiție am putea să ne trezim cu o situație dramatică. Acum revenind la subiectul discutat anterior, aceste rezultate pot fi previzibile și predictive. Din momentul în care în luna iunie, dacă nu greșesc, a fost efectuat un sondaj de opinie care a arătat ratingul, dar și anti-ratingul candidaților. Doamna Sandu atunci cunoștea deja și mult mai degrabă cunoștea despre anti-ratingul său. Cam 60%, așa. Exact. De la asta și trebuie să pornim în momentul în care vrem să înțelegem cum va derula turul 2 al alegerilor prezidențiale. Este cert faptul că în turul 2 mulți oameni vor vota împotrivă. O parte a societății vor vota împotriva domnului Stoianoglu, care volens-nolens se asociază parțial cu socialiștii, dar și mai mulți oameni vor vota împotriva doamnei Sandu, care se asociază cu eșecul guvernării pe această perioadă îndelungată de timp. Exact precum în 2020, cu toții, ne-am dorit o schimbare adevărată, am crezut, orbește eu undeva crezut, pe această... Crezut. Orbește undeva am crezut în această schimbare și am votat împotriva lui Dodon și nu atât împotriva pentru doamna Sandu. Da. Este foarte probabil ca societatea în acest scrutin să voteze împotriva. Totuși eu nu înțeleg, asta spune și domnul Lisnevski, aici sunteți perfect de acord unul cu altul, că va domina votul împotrivă. Domnul Lisnevski spune că asta este rău și cumva sugerați și dumneavoastră, că nu este bine ca oamenii să voteze împotrivă, ei trebuie să voteze pentru un program constructiv. Foarte Dar bine. Eu nu prea înțeleg. De ce? Noi cerem prea mult de la oameni. Oamenii, în ceea ce privește Maia Sandu, ei nu dispun de toată informația, dar de puțină informație pe care o au, pot să tragă concluzia că eu nu sunt de acord cu felul în care a fost guvernat țara. Eu nu sunt de acord în cazul domnului Stoianoglu, că este din păcate provată această idee că ca la conducerea unui statul Republica Moldova să fie un
un reprezentant al altei etnii, să zicem, nu nemoldovenească. Deci aici tot Maia Sandu pedalează pe această idee. Bun, cel puțin pornind de la aceste principii, omul își formează o proiecție a felului cum va vota. De ce asta este rău, domnul Burlacu? Sau nu? Este categoric rău să votezi împotrivă. Într-o democrație și într-o societate sănătoasă din punct de vedere politic, nu altceva. Pentru că votând pentru cineva, urmează să ai așteptări. Urmează să fie realizate obiectivele propuse în fața alegătorilor. De altfel, ce așteptări poți avea de la un președinte când ai votat de frică sau împotriva celuilalt? Eu nu voi vota împotriva celuilalt. Eu regret faptul că doamna Sandu nu a tras lecție. În 20 și 23, încă din luna iulie, majoritatea partidelor politice pro-europene, extraparlamentari, inclusiv majoritatea pro-europenilor, sunt în afara Parlamentului. Sugerau Maia Sandu să se distanțeze de pas. Ce nu sunt pro-europeni autentici, neautentici, așa pornind de la... Îmi permit să fiu un pic răutăcios. Îi sugera doamnei Sandu să se distanțeze de pas și să nu tragă de urechi partidul său în alegerile locale. Nu a ascultat. După care alegătorii sugerau doamnei Sandu și partidele care urmau să o susțină să meargă pe cont propriu în campanie electorală și să obțină un sprijin larg. Doamna Sandu a demonstrat puțin depășirea atribuțiilor sale în calitate de președinte, cu chemarea la raport a miniștrilor, cu implicarea în totalitate. Eu sunt de acord cu ea, n-a rupt legătura cu pasul, deși foarte multe, inclusiv am impresia că și dumneavoastră, domnul Vișnevski, cumva sugerați că pasul e pas, Maia Sandu e Maia Sandu, nu trebuie să fie o legătură. Acum revenim la problema de bază. Problema de bază a doamnei Sandu este că declarativ se încearcă crearea impresiei că pas este diferit de Maia Sandu. Însă asta nu este un adevăr. Pas este egal cu Maia Sandu. Și Maia Sandu se echivalează cu rezultatul guvernării pe acest period, pe această perioadă de 3 ani și puțin. Cumva sunt nevoit să vă dau dreptate pentru că n-am văzut, am mai spus asta, nu, o încercare a Maia Sandu să rupă această legătură, să se detașeze de pas, deși despre asta s-a vorbit. Domnul Lisnevski, e tema dumneavoastră, v-aș ruga să comentați, trebuia să se producă această rupere de pas? Și, apropo, după asta să comentați ce este rău cu votul împotrivă, care va domina, după cum spuneți dumneavoastră, în aceste alegeri. Trebuia sau nu, totul depinde de rezultate. Sau adică bine, de strategie, nu, de strategia și președintelui. Și, da, juridic președintele nu are mare prânghii, dar noi trebuie să înțelegem și că președinte ales de popor are posibilitate, dacă... Iacă de ce nu trebuie pur și simplu contra? Pentru că noi trebuie să alegem un diplomat, un politician care trebuie să știe cum să facă lobby în parlament sau în guvern a intereselor cetățenilor. Dacă tu nu știi, dacă tu te pricepi la TikTok sau Facebook sau ceva de genul ăsta, mai bine nu te candida. Dacă nu înțelegi ce înseamnă geopolitică ca președinte, ca principalul diplomat, mai bine nu te ocupa cu asta. Dacă chiar tare vrei, bine, ok, la noi este universitate, poți să te duci să înveți la politologie, este o facultate foarte bună, Frișva, unde poți să depui actele și să înveți toate lucrurile acestea. Dar când te concentrezi în primul rând ca să vătezi contra, tu nu te concentrezi pe faptele bune, dar ce reprezintă acest candidat? El are studii, el are capacitate să rezolve aceste probleme. Dar pe urmă noi ne trezim că el nici nu are capacitate. Asta una. Doi, emoțiile. Atunci când societatea se uită, aha, un candidat de acum se face accent pe cumpărarea voturilor, iarăși, va fi asociat cu păreri de rău, domnul Stăinoglu, cu electorat care parcă este cumpărat voturi. Este un aspect negativ. Eu nu prea înțeleg acest argument, vom discuta un pic mai târziu. Divizează societatea. Și asta este problema, că tu, venind chiar președinte, într-o societate radical divizată, nu poți face nimic, chiar dacă ai intenții foarte bune. Cu părere de rău, cel mai rău scenariu este că Moldova va fi blocată pe următorii 4 ani. Nu contează cine va câștiga. Noi deja am divizat. Noi un an în urmă vorbim despre această problemă de divizare. Uitați-vă ce s-a întâmplat. La momentul dat, noi avem un procent record de negativ de susținere pro-europeană, 45% în țară. Niciodată așa nu a fost.
Asta una. Societatea, practic, este divizată deja nu în două părți, dar în trei. Cu diaspora. Diaspora asta parte. Unii care sunt pro, alții care sunt contra și treia care nici nu înțeleg ce se întâmplă. Pe urmă, sunt divizați între diaspora și locuitori în Republica Moldova care trăiesc. Apoi este divizare între oraș, municipiu Chișinău și restul, pentru că dacă ați observat cum s-au votat în Republica Moldova, la noi atâtea multe aceste grupări și ele sunt radical negative. Și apropo, ca final, lista de 300 de oameni care au vândut voturi. Cum s-a demonstrat... 300 de mii. 300 de mii. Cum s-a demonstrat majoritatea chiar au votat pentru Maia Sandu sau absolut nu au votat? Cine va fi responsabil? Noi avem 300 de mii de familii, nu de oameni. De familii care deja au provocat ură față unul față de altul și care nu au fost vinovați în chestiile, pentru că astfel de lucruri face cine? Poliția, organele speciale. Și ei știu cum asta se face. Dar la noi, cu părere de rău. Și n-aș vrea să fiu pesimist, dar următoarea pentru perioadă pentru Republica Moldova, indiferent ce ne va câștiga, va fi complicat de grea. Și candidatul care va câștiga va fi nevoie să facă tot posibil cumva să unească societatea, să găsească ideile noi care pot uni. Domnule Stinescu, observ că în ultimul timp sunteți cam mâhnit la emisiuni. Veniți cu pronosticuri așa mai sumbre. Pentru că aceea ce noi am vorbit un an de zile, asta și este. Că un an de zile noi vorbim despre aceste riscuri și cu părere de rău politicienii au dus la această situație, la această stare țară. Am înțeles. Domnul Lacu, iată, domnul Lisnevski a abordat subiectul celor 300 de mii pretinși corupți sau alegători care s-au lăsat corupți, au luat mită electorală. Era vorba de 150 și, pe urmă, este o listă pe internet lansată de nu știu cine despre... cu persoane concrete care neagă, mulți dintre care neagă că ar fi fost... Da, sunt videouri care este că au primit bani votat de la rețeaua aceasta lușor, faimoasă și cumva mitică, pentru că nimeni nu se ostenește să demonstreze. Procuratura a spus că e vorba de vreo 30 de persoane care sunt sub investigare, dar aici e o listă, nici nu știu câte persoane au fost incluse acolo, dar foarte multe. Cum vi se pare? Adică aceste acțiuni ale guvernării, domnul Lisnevski pretinde că duc spre dezbinare. Da, dar ei vor să câștige alegerile. Dezbinarea este o cale de a câștiga alegerile, sau greșesc? Este o cale în condiția în care ai foarte mulți susținători care reprezintă o majoritate covârșitoare. Acum, legat de această listă. Da, vă rog. A fost publicată de oarecare și mai mulți oarecare. Dar noi aceasta nu cunoaștem cine. A fost publicată de mai mulți. Au primit într-o formă de la nu știu deputați, cine. Deputați, formatori de opinie, afiliați partidului acum stăpânitor. Au publicat aceste liste. De parcă eu nu aș fi știut cine sunt reprezentanții lui Șor, spre exemplu, în Bălți. Eu cred că toată lumea cunoaște. Ei sunt acolo pe listă. Sunt. Aha. Ok, a fost publicată o listă din care fac parte parțial membrii acestei grupări politice. Ok, bine, au fost publicate. Dincolo de asta, au fost publicate numele și prenumele oamenilor care nu au nicio legătură cu această grupare politică. La mine se creează impresia că noi trăim perioada regimului totalitar stalinist. Când se creau liste, când se puneau plăci unde erau enunțate listele dușmanilor poporului. Și trebuie să înțelegem că stigmatizarea asta nu duce la nimic bun. În spatele acestor nume și prenume stau oameni care au familii, care au copii. Iată, eu stau și mă întreb. Copilul unuia din cei care este menționat acolo pe listă, probabil nu are nicio tangență cu această grupare politică, spun. Sau grupare criminală organizată, Șor. Asta merge spun la școală, guvernanții. Merge la școală, merge la universitate. Cu ce ochi el trebuie să fie privit de ceilalți? Asta vă duce la la o înrăutățire a relațiilor interpersonale în societate. Și asta nu are cum să aducă plus valoare nici pe termen scurt, dar nici pe termen lung. S-a vorbit în platou că misiunea viitorului președinte va fi una foarte complicată. Și este adevărat. Pentru că societatea astăzi dezbinată
urmează a fi consolidată. Iar asta este foarte greu atunci când o guvernare proastă a semănat ură în societate. Și probabil anume asta și va culege. Ura cetățenilor, pe care o seamănă și o promovează zi de zi. Aici simt că ați face și dumneavoastră un pronostic, să mergeți pe urmele șefului dumneavoastră de partid, dar foarte bine de altfel, adică nu e... Ați făcut un pronostic, când spuneți că va culege furtună, a semănat ură și va culege furtună, probabil vă referiți la faptul că nu vor reuși să e câștige... E deja au cules această furtună. La referendum. Că, și la rezultatul alegerilor prezidențiale. Pentru că ei, prin intermediul trubadurilor săi de partid, anunțau că doamna Sandu va câștiga detașat din primul tur alegeri. Uitați-vă că nu este așa. Da. Eu cred că furtuna deja a fost culeasă. Iar în urmează să vedem cum se va consolida cei înrăiți. Am înțeles. Aici aș vrea să întreb pe domnul Lisnevski. Iată, spuneți despre furtuna care va să vină, sper că va veni, dacă va veni, să vină asupra celor care au chemat-o, nu asupra noastră. Adică, deși suntem o singură societate și, desigur, nenorocerile unora se pot abate și asupra altora. Dar, spuneți, vă rog, această acțiune a doamnei Maia Sandu de a se adresa votanților, fostul candidat la președinție Renato Satul și felul în care ea a formulat această idee că în locul domnului Stoianoglu, dacă nu se corupeau alegători, putea să fie domnul Sate. Cum vi s-a părut ca formă, ca conținut? Dacă nu domnul Sate, putea să fie domnul Lenovski, dacă nu domnul Lenovski, putea să fie Natalia Morari, ar fost și mai adică interesant. Natalia Morari, da. Asta și arată, adică nivelul, de asta, de exemplu, eu puțin se dezamăgit, asta și arată nivelul scăzut a politicienilor. Pentru că discurte durate, da? Da, să câștigăm. E posibil, dau aceste metode murdare. Fac tot posibilul ca să câștigăm. Dar, iarăși, asta fac diletanții, cei care nu înțeleg că după câștig, tu trebuie să guvernezi 4 ani. În perspectiva majoră, pe mai mulți ani, tu pierzi, în primul rând, societatea divizată, o scânteie și gata cu această țară. Noi un an în urmă am vorbit că la ce situație gravă duce chestiile astea. Creșterea criminalității, depresie. La noi 3 cazuri pe săptămână de suicid din cauza acestei stări negative care politicienii provocă în societate. Adresarea. Politicianul nu trebuie să adreseze la o sate sau să o stopieze. Politicianul este exemplu. El când apare la televiziune vorbește amabil, diplomatic, nu iese cu învinuiri, nu iese cu maturi sau încât cineva. Absolut toți. Chiar deputat. Atunci când tu devii deputat, tu devii exemplu pentru societate. Nu, tu nu poți să-și permiți să vorbești urât. Tu nu poți să permiți să vorbești cuvinte necenzurate. Dacă tu ești un expert, ești formător de opinii, nu îți poți permite divizarea societății, pentru că tu ai responsabilitate. Astfel de lucruri își permit doar persoanele care nu au responsabilitate. Persoanele care, de fapt, nu au ce pierde. Persoanele care nu au după dânșii sau o viziune de viitor. Asta este și problema. Și societatea trebuie să înțeleagă dacă este dintr-o tabără sau alta candidații care au această responsabilitate față electoratul său și electoratul oponentului, atunci da, noi putem să-l alegem. Și atunci candidatul care deja participă la alegeri, el se gândește ce voi face eu în turul 2? La cine se voi adresa? El nici nu va trebui să cumva să adreseze la oponentul. Pentru că uitați-vă, la noi ce se întâmplă? Politicienii și toți, nu doar Maia Sandu, de exemplu Partidul Socialiștilor cu Partidul nostru și celălalt, Partidul Comuniștilor cu altele partide. Și în timpul campaniei se luptă între dânși, iarăși vin învinuieri, dar după ce trec în turul 2 s-aduc aminte că au nevoie de susținere sau electorat și nu pot găsi această susținere. Cu părere de rău, asta arată primitivismul politicul de Republica Moldova. Pe scurt, domnul Lisnevski, electoratul lui Usat, cum va reacționa?
Electoratul USAT, parțial, mi se pare că totuși vor să sine pe domnul Sandu, dar eu mă tem că asta să fie nesuficient. De ce mă tem? Pentru că, iarăși, dacă se va întâmpla ca în Statele Unite, când în Republica Moldova va câștiga un candidat, iar voturile din exterior vor inversa rezultatele, da, vor provoca divizare încă mai mare. Dar, cu părere de rău, înspre acest lucru și se merge. Domnul Burac, dumneavoastră sunteți din Bălți. Acolo există electorat pro-USAT, că, apropo, USAT, oamenii lui USAT se află la guvernare în orașul Bălți. Primarul orașului Bălți este reprezentantul domnului USAT, Alexandru Petkov. Cum vi se pare, se va mișca electoratul lui USAT ca urmare a acestor declarații făcute în ultimul timp a domnului USAT, alaltă ieri și a doamnei Sandu ieri? Am să amintesc telespectatorilor cu domnul USAT a spus că fiecare se decide cum dorește. Pentru cine să voteze doamna Maia Sandu, i-a îndemnat să voteze pentru dânsă. În primul rând, declarațiile acestuia au dus mai mult plus valoare doamnei Sandu sau urmăreau scopul să aducă mai multă plus valoare doamnei Sandu decât lui Stoianoglu. De ce? USAT i-a obținut în jur de 13% în acest scrutin. Și trebuie totuși să recunoaștem că din aceste 13% ar fi probabil predispuși să voteze cu doamna Sandu în jur de 3%, nu mai mult. Restul, sub formă de vot de protest, probabil ar fi votat cu Stoianoglu. Chiar dacă există o rivalitate între viziunile socialiștilor și USAT, partidul lui. Da, partidul nostru. Partidul lui, da. Acum, îndemnul USAT-ei, prin a nu susține nici pe unul, nici pe altul, ar aduce mai mult plus valoare doamnei Sandu. Pentru că pentru doamna Sandu nu este atât de important să acumuleze aceste circa 3%, decât să nu permită concurentului său să acumuleze celelalte 10%. Care ei nu vor vota pentru Maia Sandu, o parte, dar s-ar putea să nu meargă la vot. Asta aveți în vedere. Asta și este obiectivul lor comun. Pentru că USAT are un singur scop, să-și promoveze propria formațiune spre legislativ. Și este, sincer vorbind, este o ambiție sănătoasă, pentru că fiecare formațiune politică este făcută cu gândul de a ajunge la putere. Însă, în același sens, în același timp, el trebuie să înțeleagă, sau nu înțelege, pentru că el nu prea este conștient atunci când face anumite lucruri, că el și mai mult se etichetează în calitate de un instrument, așa cum este el, în mâinile actualei guvernări. Și asta probabil deja a înțeles o întreagă societate. Evident, dar, da, poate jocurile îmi bat în sau vântul. În tot cazul rămâne faptul că el nu și-a îndemnat alegătorii să voteze pentru Maia Sandu. Deci nu a făcut acest gest. Unii s-au așteptat că o va face ca în 2020. S-au terminat florile galbene la Dunăre. De Bălți nu mai aveți flori galbene. Dar, de fapt, dar în ceea ce ține de Bălți. Da. Acum, eu mă acces permanent pe rezultate și cifre. Eu aș recomanda celor care sunt cointeresați să privească asupra cifrelor. Și anume a votului obținut în alegerile locale de exponentul său și numărul de voturi obținut de USAT în cadrul alegerilor prezidențiale. A fost mai puțin cu câteva mii. Deci în Bălți, USAT a luat mai de puțin când, ca de când Petkov, USAT a reluat conducerea asupra orașului, deși din 2015 a fost în mâinile lui, prin intermediul interpușilor și altor indivizi. Da, da. El a pierdut din încrederea alegătorilor. Însă trebuie să înțelegeți că doamna Sandu în cele mai bune vremuri a luat la Bălți 25%. Și eu nu văd cum ar putea domnia sa să ia mai mult în cel de-al doilea. Da, în aceste alegeri nu vă amintiți cât 25 sau 23% a luat în primul tur. Oricum era pe locul 1 sau nu? Nu. S-a clasificat, dacă nu greșesc, pe locul 3. Am înțeles. Haideți un pic, au rămas, cred, vreo 10 minute, să vă referiți, să vă rog, și la un eveniment pe care nu-l putem ocoli. E vorba de alegerile parlamentare din Georgia. Acolo a câștigat guvernarea cu 54%.
opoziția este supărată, americanii și europenii la fel susțin că au fost falsificări, președintele George susține opoziția, deci cumva se coace un Maidan, dar care încă nu a răbufnit și poate nici nu va răbufni, acolo nu există unitate în rândul opoziției, două partide din patru vor să intre în Parlament, două vor să boicoteze participarea în cadrul legislativului nou. Sunt mai multe subtilități. Totuși, Georgia a nimerit sub un atac furibund al occidentalilor și este considerată o țară care deraiază de la drumul pro-occidental și acest lucru se invocă și în cazul Moldovei. Dacă nu va câștiga Maia Sandu, atunci același lucru se va întâmpla în Moldova. Bun, despre Moldova am discutat. Cum vi se pare situația în Georgia, domnul Lisnevski? Nu bine, dumneavoastră corect ați zis că există această criză politică în Georgia, evident ca și la noi. Practic, învinuirile sau greșelile au fost identice, folosirea resurselor administrative, în mare parte, da? Dar vedem care este problema. Problema este în dublu standard. În cazul Georgiei, da, noi cumva putem inversa, că uitați, opoziția ar trebui. În cazul Republicii Moldova, totul e normal, folosirea administrativă. Asta și arată pseudo, da, așa adică zicem, resursele direcția administrative pentru telespectatori au fost folosite, probabil, și de Maia Sandu, și de George, da, și da, de visul de georgian, doar că în cazul da, Maia aici Sandu permite, spus, da, okay. Da. Dar vedeți că OSCE raportul la OSCE, practic, a fost îndetic ca Republica Moldova, pur și simplu, în cazul George, noi atragem atenția asta și zicem, uitați-vă, alegerile sunt incorrecte, în cazul Republicii Moldova, tot e corect. Depinde cine câștigă. Aceste dubli standarde anume și stârnesc încrederea, da, într-un vector geopolitic, sau bine, încrederea sau neîncrederea din partea societății în toate aceste aspecte. Cum noi am vorbit despre calul Traian sau greșelile inconștiente, da, a guvernării duc spre alte direcții, fix așa, aceleași lucruri se întâmplă și în Uniunea Europeană și în mai multe țările europene. Rezultatele alegerilor parlamentare din Uniunea Europeană au ratat aceste lucruri, că deja crește ratingul partidelor de stângă, partidelor stataliste, partidelor care bine, da, sunt mai mult, se bazează pe distanțierea, da, de toate aceste lucruri care acum au avut Uniunea Europeană. Și evident, Republica Moldova, Georgia, Ucraina sunt în mare parte pe linia asta de bătălie geopolitică. Problema și Georgia și Republica Moldova și Ucraina pentru că nu au întărit propria țară. Finlanda, care ia ca acum a devenit și membra NATO, cum a făcut? A făcut mai deștept decât aceste țări care se băteau în piept și ziceau că noi suntem pro-europeni, noi vrem în NATO. Eu au întărit starea socială, starea economică, bunăstarea oamenilor, au așteptat momentul potrivit și au devenit membri NATO. Și nu poți. Așa se face atunci când tu ești hâtru, când ești deștept, când folosești creierul, intelectualitatea. Când tu nu ai creier, atunci tu crezi că poți să te bați cu țările geopolitice mari. Totuși nu pot să accept că suntem în situații diferite. Finlanda era deja de partea cealaltă a barierei geopolitice. Da, dar au făcut asta parțial. Adică era tot întrebarea din NATO. Intrarea NATO nu este că ești membru sau nu, dar anume procesul. Pericolul este anume în perioada procesului. Da. Finlanda a făcut tot posibil, a pregătit toate aceste lucruri și a așteptat doar momentul. Republica Moldova, dacă cu adevărat vrea să devină membru Uniunii Europene sau cei care zic că noi trebuie să devenim membri NATO, cu adevărat, nu vorbim acum despre bine, NATO în general, bine, vorbim despre Uniunea sunt Europeană. Declarații, da, sunt declarații, atunci trebuie să facă toate aceste mișcări. Dacă noi vorbim de dezvoltare, ce noi putem să dezvoltăm? De unde putem lua banii? Din investiția în învățământ, tehnologii, dezvoltarea tehnologiilor. Domnul Lisnevski, aș vrea să-l întreb și aceeași întrebare, să o pun și domnului Burlacu. Din perspectiva unui partid pro-european, ceea ce se întâmplă în Georgia, această întoarcere, această pivotare spre un alt pol, cum o vedeți și o înțelegeți? Poate să se întâmple acest lucru și în Republica Moldova sau nu? În primul rând, partidele trebuie să se focuseze dincolo de vectorul geopolitic sau vectorul extern de dezvoltare, trebuie să se axeze
pe proprii cetățeni și pe voința lor. În situația Georgiei, eu cred că poporul, în primul rând, are drept la o decizie suverană, iar rezultatul expunerii prin vot a opțiunii politice se datorează în mare parte activității guvernanților, existenți și anterior. Dacă cei care au activat anterior au erodat într-o oarecare măsură o idee națională, o compromis, da. În condiția asta, poporul va vota altfel. În cât privește atitudinea partenerilor de dezvoltare, așa, eu cred că ea ar trebui să fie mai echilibrată. Cu statele partenere trebuie să vorbești la nivel de egalitate și nu supremație. Și asta, drept urmare, va oferi și mai mult sprijin din partea cetățenilor acestei țări pentru parteneri. Da. Eu totuși am speranța asta că inclusiv și în Georgia această criză politică va fi depășită pe cale pașnică, iar rațiunea va domina în acest context, inclusiv și din partea partenerilor de dezvoltare a Georgiei. Sper foarte mult, inclusiv și Federația Rusă, să nu se implice, astfel încât să fie luată o decizie suverană de către proprii cetățeni, fără a fi influențată de factorii externi. Ea a fost luată, poporul s-a expus. Aici discuția dacă a fost falsificare și corupere sau nu. Bun, în cazul contează Georgiei... cine s-o coate. Tocmai de asta și s-a cerut ca alegerile în Georgia să fie examinate și voturile numărate de către secții, anumite organe externe. Păi, nu poți să dai verificarea unui proces democratic în mâinile altora, care au anumite interese în raport cu o țară. Și trebuie să recunoaștem, fiecare țară mare are interesele sale în regiune. Cât Rusia are interesele sale pe locuri bolnăvicioase și neghioabe, la fel au și partenerii interesele sale pe care încearcă să le manifeste. Îmi contează cum le manifeste. Da, cred că trebuie să vă folosim același cuvânt pe care l-ați folosit. Pentru că această relație să nu aibă de suferit pe termen lung. De acord. Bun, până la urmă vom vedea. Duminică ne așteaptă alegerile. Turul 2, Stoianoglo versus Sandu sau Sandu versus Stoianoglo. Din nou avem un moment de tăcere. Eu chiar insist asupra acestui cuvânt pe care nu foarte mulți sociologi îl folosesc, termen. Cu toții ne-am transformat într-o majoritate care tace, silent majority. Deci preferăm să nu discutăm despre politică, preferăm să fim lăsați în pace, dar vrem să mergem la vot și să spunem un vot nu. Să spunem nu. Cu asta sunt de acord. Asta este majoritatea care tace. Ea a acumulat mai multe nemulțumiri și vrea să răbufnească. Nu poate să răbufnească prin a împușca, prin a face tărăboi, o să împuște prin a-și spune votul. Și de asta, la final, cumva, cine are șanse mai mari? Dorim, în primul rând, la final, cetățenii să nu se ardă pe rug unii pe alții. Moldovenii să lase un loc de bună ziua pentru vecinii săi, pentru rudele sale care au o altfel de opțiune. Pentru că viața nu se sfârșește pe data de 3 noiembrie. Viața va continua. Iar noi urmează să trăim în același stat, în aceeași casă, în același oraș. Și să dăm bună ziua unul cu altul. Da, vă mulțumesc. Adică nu contează pentru cine votezi. Lasă bună ziua pentru vecinul contează de pe palier. Votul contează, însă să nu ne... Da. Domnul Lisnevski, dumneavoastră ca sociolog, așa pe final de campanie, nu pot să nu vă întreb
cine e mai cu șanse? Bine, trebuie să așteptăm. Eu nu sunt adeptul la toate aceste lucruri, că cine are mai multe șanse sau ce are mai mult. Principalul, cetățenii responsabili să voteze. Principalul să înțeleagă că politica proastă este o încercare să rămâi om pentru oameni simpli. Pentru că oameni simpli ei se luptă între dânși, se ponegresc, se bat. Dar politicienii, uneori chiar cei care vă par că ei sunt dușmani, mare parte sunt dirijați de aceeași mână și de aceeași pol geopolitic. Am înțeles. Nu vă aventurați să lansați pronosticuri. Vă înțeleg foarte bine, nici mie nu-mi plac aceste pronosticuri. Vom trăi și vom vedea, oricum va fi foarte important cum se va așeza rezultatul pe 27, am impresia, da? Duminică, nu? Acum... 3. Da, pe 3 noiembrie. Deci așteptăm cu nerăbdare aceste rezultate. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Vă spun la revedere. Spun la revedere și telespectatorilor. Fiți alături de noi.